Deschidem la Exodul, capitolul 17, și citim o ciudată întâmplare, o întâlnire cu supranaturalul, o extraordinară suprapunere de planuri în ceea ce se vede și facem noi și ceea ce nu se vede și face Dumnezeu. Exodul, capitolul 17, de la versetul 8. Am să vă rog să vă ridicați în picioare, nu este mult, de la 8 la 16. Iată întâmplarea. Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Ce frumos sună, cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfârșitul soarelui și ținea în mâinile acestea toiagul lui Dumnezeu, cel cu Marea Roșie și cu toate celelalte. Și Iosua a biruit pe Amalek și pe poporul lui cu tăișul săbiei. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul săbiei. Paradoxală situație. Ori Moise cu toiagul, ori Iosua cu tăișul săbiei. O să revenim în final la textul acesta. Domnul a zis lui Moise: scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul steagul meu. El a zis: pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Doamne, slavă ție că ai ultimul cuvânt în toate problemele. Amin. Luați loc, dragii mei. Va trebui să trecem repede prin introducere și formă să mergem la niște texte din Biblie. Există o dezbatere între cei care cred în ceea ce se numește predestinare și cei care cred în liber arbitru. Ce înseamnă predestinare? Predestinare în limbajul poporului ortodox român înseamnă așa: ce ți-e scris în frunte, ție pe frunte ție. Adică, degeaba vrei tu una, Dumnezeu ți-a scris cum te-ai născut, ți-a scris tot ce trebuie, ești predestinat, aia e viața ta. Liber arbitru înseamnă că Dumnezeu a făcut în mare un plan, ca un fel de filieră, ca un fel de drum pe care trebuie să se meargă, o cale îngustă. Și pe urmă cheamă cine merge pe calea aceasta, ajunge la binecuvântare, cine nu merge, nu ajunge la binecuvântare, ajunge la pedeapsă. Deci el, omul, este propriul lui arbitru, e liber, poate să hotărască așa, nu există destin. Există posibilități, există un plan al lui Dumnezeu, dar omul este liber să îl respingă. Și argumentele sunt de o parte și de cealaltă. De o parte și de cealaltă. Cine are ultimul cuvânt? Există o dezbatere în România și există o dezbatere în toate generațiile de tineri, de când există tineri în bisericile creștine. Unii sunt cu liberul arbitru, alții sunt cu predestinare. Oriunde te duci la tineret și spui, eu vreun subiect care vă interesează, tinerii au două: cum să cunosc voia Domnului și cum e cu predestinare. Există posibilitatea ca să faci tabere de gânditori, de teologi și să spui: a, păi cum să nu crezi în predestinare dacă John MacArthur crede în predestinare? Cum să nu crezi în liber arbitru dacă, uite, cu tare și cu tare și cu tare și cu tare crede în liber arbitru? Dar cum de nu se înțeleg ăștia? Și într-adevăr, oamenii se împart în tabere. Dacă ne uităm la oameni, o să ne împărțim și noi în tabere. Eu propun să nu ne uităm la oameni, să ne uităm direct în cuvântul lui Dumnezeu. M-am nimerit să fiu invitat împreună cu câțiva frați la 500 de ani de la Reformă și erau cele 5
sola, sola, sola ale reformației și una dintre ele a fost sola scriptura. Cel care a ținut referatul acesta a fost doctorul Sima de la Creștin după Evanghelie. A fost foarte drăguț și a spus, dacă am rămâne la scriptura, așa cum zicem că rămânem noi, care suntem fructul reformei și suntem protestanți, neoprotestanți, n-am avea atâtea diviziuni. Dar ne-am încurcat pentru că ne-am infatuat, ne-am înfumurat cu teologia. Și ne certăm și ne împărțim în tabere pentru că nici noi n-am rămas la scriptură, sola scriptură. Avem teologie. Am inventat termeni. Unii spun liber arbitru. Și dânsul a zis, sunt și eu curios de unde l-au scos din Biblie, că nu e nicăieri Biblie liber arbitru. E o categorie filozofică, e luată de la greci, cu tare. De ce n-am rămas noi la scriptură? Alții sunt cu predestinare. Să-mi arate și mie unde scrie predestinare. Expresii care seamănă suveranitatea lui Dumnezeu, hotărârile lui Dumnezeu mai dinainte, există. Dar că există așa ceva imutabil, fix pentru creaturile lui Dumnezeu, nu scrie. Și eu am să vă citesc niște texte și vreau să văd dacă cei care sunteți aici sunteți urmașii lui Luther și ai reformei sau nu. Dacă țineți sola scriptura sau v-ați îmbătat de cap cu teologia. Și ne-a citit un text care era pe partea aia și a zis, spunem amin? Amin. Și ne-a citit un text pe partea aia altă și la asta spunem amin? Da. Cum se împacă? Nu-i treaba noastră. Treaba noastră e să rămânem la sola scriptura. Mi-a plăcut, l-am iubit tare mult și am zis, băgând părerile noastre, am ajuns să trunchem întregul cuvântului lui Dumnezeu și să luăm așa jumătăți. Nu sunt numai tineri care se luptă cu subiectul acesta. Mi-aduc aminte, pe vremea în care sus, unde ne adunăm noi acum la clasa de școală duminicală, era o altă clasă de școală duminicală și era fratele Sighierteu și fratele Traian Ban. Domnule, orice subiect era. Ajungeau la asta. Dacă lua întâi cuvântul unul dintre ei, nu spun ce și cum, pentru că dumneavoastră știți și nu vreau să pun etichetă pe nimeni, și spunea, Dumnezeu dă, dar nu bagă și într-a asta. Depinde de râvna fiecăruia. Trebuie să ducem până la capăt. Trebuie să ne silim. Și frații ziceau, amin. Ălalantul imediat se ridica și spunea, da, dar este prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. El se îndură de cine vrea. Stătea jos. Ălalantul se ridica și spunea iarăși, duceți până la capăt mântuirea voastră, că poți să nu o duci până la capăt, poți să te oprești la jumătate, poți să nu ajungi unde trebuie. Și după care ălalantul se ridica și se erau oameni ordinați, diaconi de biserici, cu 10 de ani de lucru în biserică. Și ălalantul spunea, de la Dumnezeu vine și voința. Și frații îi spuneau de fiecare dată, mai ales surorile, amin, 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 amin. Am zis, haideți să ne bucurăm de o întâlnire cu supranaturalul în vinerea aceasta. Ne bucurăm realmente și sper să fie o bucurie. Dăm slide-ul numărul 1. Din toate categoriile care există, am ales 3. Pe acestea le dă și John MacArthur, pe acestea le dau și profesorii de Biblie din alte părți. Sunt cele mai cunoscute. În anumite probleme mari legate de existență, de mântuire, de sfințenie, nu se poate pune problema cine are dreptate sau cine este mai important. E 60% Dumnezeu și 40% omul. Nu, e 25% Dumnezeu și 75% omul. E 50% Dumnezeu și 50% omul. Nu se poate discuta așa ceva. Și atunci a apărut acest termen numit 200%. E ilogic. E nenatural. Dar Biblia este o carte supranaturală.
Și ne spune că pe undeva, pe aici, pe acolo, Biblia are niște ferestre prin care putem să privim în eternitate. Tragem câte o privire. Vedem ceva. Oh, ne minunăm. Înțelegem? Nu neapărat. Nu neapărat. Dar ne bucurăm. Ne bucurăm de întâlnirea aceasta cu supranaturalul. Calvin, de la care se trage treaba asta cu predestinarea, spune: oameni buni, ieșiți un pic din găoața asta noastră și mergeți în eternitate. Eternitate înseamnă că nu există spațiu și nu există timp. Când ne scrie Dumnezeu în cartea Lui ca mântuiți? Când? Din experiența noastră umană, noi spunem Dumnezeu trebuie să vadă cum evoluăm noi. Calvin zice, dacă ar fi ca noi, să aibă nevoie de azi, mâine, poi mâine și să vadă cum suntem. Dar el din afara timpului le vede pe toate? Acum, dintr-o dată, instantaneu și toate le cunoaște. Așa că numele noastre au fost scrise în cartea lui înainte de... Mielul a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Împărăția ne-a fost pregătită. Dumnezeu e în eternitate. Și Calvin a zis, eu nu vorbesc de preștiință, că Dumnezeu le-a cunoscut ce vei face tu. Nu, nu, eu vorbesc de mult mai mult decât atât. Vorbesc despre influența lui Dumnezeu asupra lumii și de providența cu care are grijă de fiecare dintre creaturile lui. Și aici intră în lucruri mai complicate. Luther, pe de altă parte, a spus, nu-mi place că vă văd la biserică tot pe aceiași oameni și e arhiplină sala asta. Voi sunteți mântuiți, n-aveți probleme, plecați, mergeți la răspândii, la intersecții și aduceți pe ciunci, pe șchiopi, pe orbi, să-i se umple casa lui Dumnezeu. Nu mă bucur să văd în biserică oameni mântuiți. Voi trebuie să plecați și să aduceți aici oameni nemântuiți ca să le dăm o șansă să primească mântuirea. Trebuie să le dăm o șansă să primească mântuirea. Pentru că depinde de om să răspundă la ceea ce face Dumnezeu. Și de aici discuții, nediscuții. Și atunci, frații ăștia care sunt sola Scriptură au zis, de ce am vorbit numai despre mântuire? Acest 200% că Dumnezeu face totul și omul face totul, sunt ca două fețe ale aceleiași monede. Un ban care are două fețe. Spurgeon spunea, mântuirea e ca o cetate, pe ușa singurei porți deasupra scrie, oricine aude, e chemat să intre. După ce intră, deasupra porții de data asta dinăuntru, scrie, au intrat numai cei aleși. Spurgeon zice, cam asta e imaginea pe care o avem din Biblie. Și atunci mintea noastră nu poate să priceapă ideea asta. Cum adică Dumnezeu face totul, dar și omul trebuie să facă totul? Asta înseamnă 100% Dumnezeu și 100% omul. Asta înseamnă că de fapt este cât la sută? 200%! Și frații noștri au spus, dar ce e singurul domeniu în care există 200%? Biblia este plină de 200%. Asta înseamnă supranatural. Și dă primul exemplu, scrierea Bibliei. Este Biblia inspirată de Dumnezeu? Sami, te rog să citești 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și folositoare pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instituire în dreptate, ca omului Dumnezeu să fie împlinit de plin, pregătit pentru orice lucrare bună. Amin. Ai pus mâna pe o traducere de asta mai bună. Yeah.
Următorul text este din Petru. Dă-mi înapoi și stai acolo așa la tabelă. 1 Petru, capitolul 1, versetul 21. Sami? Că nicio profeție a Scripturii nu se interpretează singură, pentru că profeția n-a fost niciodată adusă prin voința omului, ci oamenii sfinții lui Dumnezeu au vorbit sub puterea Duhului Sfânt. Deci Scriptura nu este dată de Dumnezeu. Pe de altă parte, este scrisă de oameni. Narcis, Iuda, capitolul 3. Asta e un om sincer. Zice, băi, fraților, eu altceva am vrut să vă scriu. Iuda, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Decizia de a scrie această epistolă nu îi aparține lui Dumnezeu, îi aparține lui Iuda. Nu este singura carte care a fost scrisă din inițiativa unui om și a fost deasupra providențial, ne-a fost transmisă de Dumnezeu. Luca, capitolul 1, versetul 1 la 4. Ce scrie acolo? Iarăși știți? Citește, Narcis. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănunt asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Luca scrie un proces verbal. Luca este un cronicar care face cercetări. Zice, am găsit și eu cu cale. Am gândit și eu că așa e, ar trebui și e bine. Cine ne-a dat Biblia? Oamenii care au scris-o sau Dumnezeu care i-a inspirat? Este 100% de la Dumnezeu și este 100% prin oameni. Este 200%. Citești pe Ioan, e Ioan. Citești pe Luca, este Luca. Citești pe Marcu, este Marcu. De fapt, este Petru. Citești pe Pavel, e Pavel. Caracterul lor, e personalitatea lor, sunt cuvintele lor, sunt experiențele lor. Luca, faptele apostolilor, m-am dus, s-a dus, la un moment dat apare și el, ne-am dus noi. E clar că este a doua cronică scrisă de el. Cum a lucrat Dumnezeu ca să fie 100% dumnezeiască, fiind 100% omenească? E 200%. Cine trăiește viața creștină? Și aici mergem la clasa de școală duminicală de sus. Cine trăiește viața creștină? Pe de altă parte, o trăiește Dumnezeu care este în noi. Și aceasta este Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Sami, partea asta citești tu. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și voința și înfăptuirea, după buna sa plăcere. Dumnezeu este Cel care lucrează în noi. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ci am lucrat mult mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Îl vedeți pe Apostolul Pavel cum se teme să zică că este sau așa sau așa? Prin harul lui Dumnezeu eu am lucrat. Am lucrat mai mult ca toți. Iertați-mă, m-a luat gura pe dinainte. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu? Mă, e tu sau nu tu? Eu, mai mult ca toți. Dar nu eu. Pentru că e 200%. E 200%. Și ar fi o brăznicie să spună eu le-am făcut toate astea. Sigur că Dumnezeu le-a făcut, dar Dumnezeu a avut nevoie de mine ca să le facă cineva. Pe de altă parte, factorul uman, prin silințele omului. 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. Narcis. Ea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Cine trebuie să-și dea toate silințele?
Păi dacă lucrează Dumnezeu. Da, toate le face Dumnezeu, dar și noi trebuie să le facem toate. Noi trebuie să ne dăm silințele. Și apare iarăși 200%. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. E 100% Dumnezeu prin har și 100% prin strădanile și eforturile omului. Cum le împaci pe astea? Mai bine nu le împaci, spune doctorul Sima, lasă-le așa. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Yeah. Noi trebuie să facem. Dumnezeu a făcut făgăduințele, dar mai mult nu poate să facă decât făgăduințele. Restul trebuie noi să facem. Noi trebuie să ducem până la capăt. 100%. Deci Dumnezeu le face 100%, noi le facem 100%. Ajungem la subiectul de astăzi, predestinare, Romani capitolul 9, versetul 14 la 18. E vorba de mântuirea evreilor. Nu prea au fapte, au dat-o în bară și Pavel zice, și ce dacă? Dumnezeu vrea să-i mântuiască. Păi da, dar n-au fapte. Și ce dacă? Ce, mântuirea e prin fapte? Prin decret dumnezeiesc. Romani, capitolul 9, versetul 14 la 15, 16, 17, 18. Sami? Deci, ce vom spune? Este nedreptate la Dumnezeu? Nici de cum. Pentru că El spune lui Moise, mă voi îndura de cine mă îndur și voi avea milă de cine am milă. Așadar, nu este de la cine vrea, nici de la cine aleargă, ci de la Dumnezeu care se îndură. Pentru că Scriptura spune lui Faraon, tocmai pentru aceasta te-am ridicat, ca să arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Astfel deci, El se îndură de cine vrea și împietrește pe cine vrea. 100% Dumnezeu. Mergem repede la Efeseni, capitolul 1, de la 4 la 6. Capitolul acesta care ne spune de la un capăt de la altul totul e lucrarea lui Dumnezeu. În capitolul 1 este o frază uriașă, lungă, lungă, cea mai mare din epistolele lui Pavel și toate sunt ce a făcut Dumnezeu. Nimic, omul nu are nimic acolo, nu apare nicăieri omul, nicăieri, 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 nicăieri. Totul este lucrarea lui Dumnezeu de la un capăt la altul. Noi luăm doar 3 versete, 4, 5 și 6. Efeseni, capitolul 1, 4, 5 și 6. După cum ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui, în dragoste, El ne-a rânduit dinainte pentru înfiere, pentru sine, prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale spre lauda gloriei Harului Său, în care ne-a făcut plăcuți în Cel prea iubit. Yeah. După plăcerea Lui. Așa i-a plăcut Lui. Așa i-a plăcut Lui. Putea să-i placă altfel, dar așa i-a plăcut Lui. 100% e decizia Lui. Pe de altă parte, asta e un text mai obscur pe care nu-l știți, Ioan capitolul 3, versetul 16, da? Îl zicem toți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci din punctul lui Dumnezeu de vedere, oricine poate, dar nu oricine face. Păi cum încape ăsta cu celălalt? Cum încape? Este 100% buna plăcerea lui Dumnezeu din eternitate. Pe de altă parte, este hotărârea pe care o luăm fiecare dintre noi. Și te uiți la istoria poporului lui Israel, că planul lui Dumnezeu cu Israel i-a reușit sau nu i-a reușit? Nu i-a prea reușit. E de vină Dumnezeu? Nu. A venit la ai săi și ai săi, tot Israelul a intrat acum într-o împietrire, e de vină Dumnezeu de toate acestea? Nu, atunci e Dumnezeu 100% sau trebuiau și evrei să vrea Dumnezeu 100% și nu renunță niciodată la ei și până la urmă o să-i mântuiască, dar pe de altă parte, evrei s-au împotrivit planului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în profeți, mi-am întins tot timpul mâinile către un popor încăpățânat. Tragedia ta, Israel, este că m-ai părăsit pe mine și te-ai dus după fântâni, după puțuri care nu țin apă.
E 100% e decizia voastră. Voi ați făcut așa. Păi, Doamne, Tu ai hotărât sau ei au hotărât? Acolo cu faraonul ai spus că Tu ai hotărât. Și ai scos din Egipt pentru că ai vrut Tu, nu că au fost niște sfinți. Dar aici, cum e? Și Dumnezeu zice, vezi, și aici este o situație de 200%. Și dacă mă coborâți la nivelul vostru, o să vă împărțiți în două tabere și o să aveți argumente să vă certați până la sfârșitul lumii, vrând să le închideți toate în rațiunea dumneavoastră care merge până la 100%. 100%. Nu poate să meargă mai mult de 100%. Dar Biblia ne deschide o altă dimensiune a lui Dumnezeu și așa cum cei din plan nu pot să înțeleagă lucrurile din spațiu, tot așa noi din găoace asta, unde merge numai 100%, nu putem înțelege cum e chestia aia cu 200%. Și Dumnezeu zice, și ce dacă nu înțelegi? Eu ți-am deschis doar o fereastră ca să o vezi. Am nevoie de admirația și adorarea ta în lucruri care încă nu le înțelegi. Pentru că ești la nivelul lui 100%. Dar ferestrele astea sunt spre nivelul lui 200%. Dar, Doamne, nu înțeleg ale, nici nu trebuie să le înțelegi. Pare sec, pare cumva teologic, pare cumva... Și trebuie să dăm niște exemple. Și atunci am zis, hai să luăm câteva exemple din Biblie. Dăm slide-ul următor. Vedeți ce frumos e. Unul din cele mai citate versete din Noul Testament. Cine vorbește? Știe ce vorbește? Hai, dacă era Pavel, era Ioan, era Marcu, era eu știu care, îți dădeau cu părere. Dar când e vorba de supranatural, de planul lui Dumnezeu de mântuire, despre cum se mântuiesc oamenii și așa mai departe, aici e o autoritate. Asta este Dumnezeu personal care ne comunică ceva. Și el spune așa, paradoxal spune, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și noi zicem, foarte frumos, ce bun, hai să ne rugăm Domnul să scoată. Să dai, uite-mi. Aici e tot o treabă de 200%. A cui este secerișul? A cui e interesul să aibă destui lucrători ca să nu îi se prăpădească spicele pe câmp? A cui? Cine trebuie să ia decizia asta? Dumnezeu! Păi cine sunt eu să fiu mai deștept ca el să-i spun, hei, Doamne, ești cam neglijent! Nu pot să fac așa ceva. E unul din versetele care mă pune într-o situație foarte de incapacitate, cel puțin pe mine. Cum să fiu obraznic cu Dumnezeu? Doamne, dacă nu te-aș avertiza eu, s-ar alege praful de secerișul tău. Eu pot să spun asta la Neafane și la domnul care are o fermă, dar nu lui Dumnezeu. Nu pot eu să-i spun, Dumnezeu e dependent de rugăciunile mele în numărul de lucrători care îl scoate la mântuirea de suflete în lumea aceasta. Nu intră! E o prăznicie care nu se poate spune și o facem de multe ori. O facem la ordinare, o facem la sfârșitul de promoție de seminarii și așa mai departe și spunem, hai să-L rugăm pe Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul. Băi, al lui Dumnezeu, băi, stai un pic și te gândește. Cum adică Dumnezeu nu se descurcă decât dacă eu îi spun, hei, hei, hei! Nu se poate explica decât dacă este acest 200%. Dumnezeu știe, Dumnezeu poate și Dumnezeu este mai grijuliu cu secerișul decât aș putea să fiu eu vreodată. Atunci de ce are nevoie de rugăciunile mele? Nu-i rațional, nu-i normal, depinde de mine. Lucrarea lui Dumnezeu depinde de mine. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. E 100% lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, dar depinde și de voi. 100%. Și intrăm în aria acestui 200%. Este supranatural. Din dimensiunile noastre ieșim în lumea lui Dumnezeu și facem ceva ce nu înțelegem. Și Domnul Iisus, că El vorbește, zice, nu trebuie să înțelegeți. Voi rugați-vă. Și noi schimbăm planurile lui Dumnezeu? Nu spun asta, zice Domnul Iisus.
Dar eu spun, rugați-vă. Următorul exemplu. Alt exemplu de 200%. În celebra predică din capitolul 24, în care ucenicii s-au lăudat cu clădirea templului și Domnul Iisus a stat jos și a spus, adevărat, adevărat, vă spun că nu va rămâne aici. Și este discursul despre templu și ucenicii spun care va fi semnul venirii tale și când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și Domnul Iisus începe să le vorbească despre Apocalipsa, despre vremea sfârșitului și le descoperă viitorul. Este în Evanghelie echivalentul cărții Apocalipsa, este în Matei 24. Dacă o iei, poți să o pui în paralel cu Apocalipsa și să vezi cum se potrivesc versetele cu capitolele de acolo. Și le spune, va fi foarte greu. În Luca spune, voi care sunteți în Iudeia, în Matei spune, cei care sunteți în Ierusalim, ce va fi așa un necaz cum n-a fost de la întemeierea lumii și nu o să mai fi. Va fi prăpăd. Și le spune 200%. Îți ia răsuflare. Dar dacă ai prezentarea pe care am făcut eu până acum, ca un copil zici, extraordinar. Uite și aici. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de... Adică, de ce să nu fie iarna sau într-o zi de sabat? Păi, iarna e mai greu să trebuie să fugă din Iudeia la munți, înspre Petra, unde o să se ducă ei și o să îi ascunde Dumnezeu de balaurul care urmărește femeia pentru că a născut copilul și aruncă apele și așa mai departe. Iarna e greu, că e noroi și toate celelalte, iar în vremea în care va veni, în cazul acesta, evreii se vor întoarce așa de hapotnici la rânduielile lor de Vechiul Testament, încât în ziua sabatului nu vor avea voie să facă mai mult de un drum de ziua sabatului. N-ai voie să mergi mai mult. Și atunci se pune întrebarea. Nu știe Dumnezeu că e greu să fugă iarna sau într-o zi de sabat? Nu va avea el grijă ca evenimentele acestea? Adică cum, sub anticrist și sub toate alelante, Dumnezeu rezolvă ca poporul lui să supraviețuiască? Da? Vin toate neamurile acolo, le adună pe munții lui Israel, valea lui Maghedon și toate celelalte. Și Dumnezeu zice, rugați-vă ca ziua aceea să nu fie... Cum adică noi hotărâm? Adică Dumnezeu, noi îl învățăm pe Dumnezeu. Dumnezeu nu știe chestiile astea. Și Domnul Iisus zice, eu v-am zis să vă rugați. Dar nu face niciun sens, Doamne. Adică depinde de rugăciunile noastre dacă fuga noastră va fi într-o zi de sabat și nu știe Dumnezeu să o hotărască singur fără înțelepciunea noastră? Noi trebuie să-i dăm un sfat lui Dumnezeu când să fie chestia asta și rugăciunea noastră hotărăște și schimbă ziua ca să fie așa cum zicem noi în rugăciune. Și Domnul Iisus zice, eu v-am zis să vă rugați. Dar nu face niciun sens. Și Domnul Iisus zice, dar nu trebuie să facă sens. Este 100% lucrarea lui Dumnezeu, că despre voi vă spun că până și firele de pe cap, de păr, sunt. Dar voi rugați-vă ca să nu fie într-o zi de sabat. Adică Dumnezeu nu știe. Eu n-am spus că nu știe. El știe și va face lucrarea 100%. Dar depinde și de voi 100%. Și nu e 50-50. Nu e 90-10. Nu este 60-40. E 100% hotărârea lui Dumnezeu. Așa de mult hotărârea lui Dumnezeu, încât Fiul zice că despre ziua aceea, continuați dumneavoastră. Nu știe nimeni nici? Nici Fiul omului. 100% depinde de Dumnezeu. Totul e hotărât. Totul e făcut. După care zice, dar voi rugați-vă să nu fie cumva într-o zi de sabat. Cum adică Dumnezeu le hotărăște toate alelante și noi hotărâm ziua în care să fie? Nu face niciun sens. Domnul Iisus zice, nu trebuie să facă sens.
E o fereastră deschisă spre supranaturalul în care poți să pătrunzi prin rugăciune și prin activitate alături de Dumnezeu. Te apuci la scris și fără să-ți dai seama, Dumnezeu te inspiră să scrii exact ce trebuie să scrii, nici o virgulă mai mult, nici o virgulă mai puțin. Dar frate Daniel, ăștia n-au șters niciodată, nu s-au răzgândit să zică taie chestia asta și scriu altfel că m-am răzgândit. Au scris-o așa dintr-o dată, fără greșeală? Nu, cred că au scris-o cu multe greșeli. Dar știu că în versiunea finală a ajuns exact cum vrea cine? Cum merge asta? Nu știu. Pentru că mă întâlnesc cu supranaturalul și cartea asta este o invitație către supranatural. Și Domnul Iisus zice, deocamdată nu vă pot explica toate lucrurile. Vă spun ce trebuie să faceți. Nu trebuie să înțelegeți, pentru că e vorba de dincolo și de aici și de infinitate și de eternitate și Dumnezeu și partea noastră ca oameni. Dăm încă una și ajungem la textul cu care am început și cu care vreau să închei. Am auzit de aici predici care au prins o parte din întâmplare, dar nu esențialul, după părerea mea. Pentru că aici este vorba de 200%. Lumea zice, în vale este Iosua, căpetenia oștirii și face izbăvirea cu tăișul săbiei. Și jumătate din teologi spun, nu, Iosua nu știa el că soarta bătăliei nu se întâmpla în vale. Sus pe deal era Moise în mâini cu toiagul lui Dumnezeu și bătrânul, că era mai bătrân, ținea toiagul deasupra cum l-a ținut înaintea lui Faraon când veneau plăgile alea și venea supranaturalul Dumnezeu peste Egipt. Și toiagul ăsta l-a ținut la Marea Roșie și s-au depărțit apele. Toiagul ăsta era, așa era de celebru, că nu mai era toiagul lui Moise, era numit toiagul lui Dumnezeu. Și când bătrânul ținea toiagul sus, Iosua în vale biruia cu tăișul săbiei. De fapt, nu el cu tăișul săbiei hotăra lupta așa cum credea el. Lupta era hotărâtă de poziția toiagului lui Dumnezeu, nu de sabia lui. Când nu mai putea și lăsa mâinile în jos, că era bătrân și nu poți să stai cu mâinile sus prea mult și cu toiagul în ele, Iosua se desumfla jos și dușmanii îl omora. Și predicile sunt toate între Moise și Iosua, și Moise și Iosua, și spun, este lucrarea firii și asta e lucrarea Duhului, asta e lucrarea a ceea ce se vede, aici e lucrarea ce nu se vede. Oameni buni, deschideți un pic ochii. Problema nu este între Moise și Iosua. Problema este între Moise și Dumnezeu. Putea Dumnezeu să dea biruință poporului fără Moise? Și în final, cine le-a dat-o? Ce nevoie avea Dumnezeu de toată caragesenia asta cu Moise și cu toiagul? Adică ce? Toiagul ăla care l-a speriat pe faraon, îl speria acum pe Dumnezeu? Problema nu este între Moise și Iosua, asta este superficial văzut. Problema mea cu 200% este de ce a spus Dumnezeu lui Moise, suie-te pe munte, ridică toiagul și cât o să vei ai toiagul, eu pun puterea mea și când lași toiagul, eu nu mai pun puterea mea. Păi asta înseamnă că Moise hotărăște de fapt biruința de în vale, nu Dumnezeu. Nu? Așa au gândit Aron și cu Hur. Și au zis, bă băiete, aici nu este Iosua cu Dumnezeu. Aici este Dumnezeu cu Moise. Au luat o piatră, au pus-o jos, l-au pus pe bătrân să stea pe pândău acolo în fund pe piatra aia, că altfel nu puteau să ajungă la mâinile lui. Și moșul stătea pe fund acolo și pe piatra aia și ăștia îi luau mâinile și la nivelul lor țineau mâinile sus cu... Pentru că au înțeles, aici e problema între Dumnezeu și Moise. Iosua habar n-are, el îi trebuie scos din calcule.
între Dumnezeu și Moise se hotărăște biruința. Dacă Moise ține toiagul sus, Dumnezeu dă biruința. Dacă Moise ține toiagul jos, Dumnezeu nu dă biruința. Face sens? Are nevoie Dumnezeu de toiagul lui Moise? Se sperie bățul ăla Dumnezeu? Peste un timp Dumnezeu va trimite un înger în tabăra dușmanilor lui Israel și într-o clipă, într-o noapte, omoară cât? De mii de oameni, da? În imaginația mea, când am citit textul ăla, nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu sunt încă ca un copil în curiozitatea mea cu tatăl meu, cu Dumnezeu. Mă gândeam dimineața dacă trimiteam pe Liliana și alți doctori din biserica noastră, văd de ce au murit ea. Le-o fi dat un atac de... Le-o fi dat un... Fost o undă de asta. Dacă le-ar fi făcut analizele acolo și așa să facă... Să vadă cum au murit ăștia toți într-o dată așa. Cum ar fi murit? Și acum stă Moise cu un băț și Dumnezeu zice, ține-l sus și dă biruință. Cum îl dai jos? Nu dă biruință. E 100% Dumnezeu dă biruința, dar e 100% ce face Moise. Și e 200%. Și Biblia este plină de 200%. Am dat numai câteva exemple. Îmi place la nuntă să dau un alt exemplu de 100%. Pentru ca o familie să fie fericită, cât este partea soțului și cât este partea soției? Nu mă răspundeți 50-50, frate Daniel, că m-ați nenorocit. M-ați nenorocit dacă e 50-50. M-ați nenorocit. N-o să fie niciodată Biblie dacă dăm 50-50. Dacă dăm 50-50, înseamnă că niciunul dintre noi nu dăm totul. Adică nu poate să fie 50-50. Dar atunci cum este? 200%. Soția trebuie să dea 100% și soțul trebuie să dea 100%. Toate lucrările lui Dumnezeu făcute între oameni sunt 200%. Și în biserică, care vreți dumneavoastră? Eu pe Adrian sau eu pe a mea? Predicăm de aici ca o predică să fie reușită și să ajungă la inimile dumneavoastră și să fie un instrument prin care Duhul Sfânt să vă întărească și să vă apropie de Dumnezeu și să fie ca o hrană. De cine depinde? De Dumnezeu sau de predicator? De Dumnezeu sau de dirijor? De Dumnezeu sau de coriști? Este 100%. Și noi trebuie să citim, să postim, să stăm pe genunchi, să scriem note, să tragem la Xerox, să facem repetiții, să ne ridicăm împreună cu corul și ca și cum totul ar depinde de noi, 100%. Dar noi știm că nu depinde de ciomagul lui Moise și de falca de măgar a celui de la urmă. Noi facem 100% cât putem noi. Dar ne bazăm că și Dumnezeu va face pe partea alantă cât? 100%. 100%. Am vrut să vin înaintea dumneavoastră cu acest subiect cu care oamenii se chinuiesc de 2000 de ani, dar care oameni se chinuiesc? Cei care vor să-L închide pe Dumnezeu la nivelul minții lor, la rațiune. Și nu acceptă ideea asta de 200%. Ei spun... Dacă o face Dumnezeu, o face Dumnezeu și nu depinde de noi. Și dacă o facem noi, depinde de noi și nu depinde de Dumnezeu. Niciun om nu va putea la judecată să dea vina pe Dumnezeu. Și ne împărțim în două tabere și ne certăm aducându-L pe Dumnezeu la nivelul nostru, care nu poate să meargă decât până la 100%. Și Dumnezeu spune, cartea asta nu-i ca alte cărți. Cartea asta este o fereastră sau este un drum către supranatural și are ferestre către realități pe care nu o să le puteți înțelege, dar trebuie să umblați în ele.
Oricine umblă cu Dumnezeu, umblă în realități supranaturale pe care nu trebuie să le înțeleagă. Ești în clasa 12-a, ai examen, trebuie să mergi la facultate, te rogi, se roagă mama, se roagă tata, aveți zile de post pentru ca să reușești la facultate și apoi trebuie să te duci, să te pui cu burta pe... Nu face niciun sens. Nu face niciun sens. Nu-i mai simplu să zici așa? Ăia care n-au credință să se apuce să învețe. Faptul că învață înseamnă că n-au credință. Eu am credință că o să intru la facultate, darul lui Dumnezeu, suveran în viața mea, Dumnezeu predestinat m-a făcut să intru la facultate asta și se va vedea din faptul că o să iau examenul chiar dacă n-am învățat nimic. E bine? Nu e. Cartea asta este o invitație către 200%. Către 200%. Și este o realitate în fața căreia rațiunea noastră trebuie să se plece și inima noastră trebuie să se înalțe. Și să cadă în adorare la Dumnezeu, să spun: Doamne, ce ne-ai dat o carte cu instrucțiuni despre o viață care nu este din lumea aceasta, nu încape în mintea noastră, nu încape în experiența umană, nu se poate explica nici filozofic, nici administrativ, nici matematic, nici medical. Se întâmplă niște lucruri pe care le faci tu absolut 100%, dar în același timp ne pui la treabă pe fiecare dintre noi 100%. Ce? Doamne, cum o fi asta? Și Dumnezeu de dincolo zâmbește către copiii lui și spune: încă de-abia ați gustat ceva din veacul viitor. Când veți trece din viața aceasta și veți intra în lumea lui Dumnezeu, toate lucrurile de acolo sunt 200%, pentru că nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu. Și El trăiește prin serafim, heruvim, îngeri, alte făpturi. El trăiește, se face voia Lui absolut, 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 absolut în toate. Și în același timp toate l-ascultă, 100%, 100%, 100%. Asta este climatul în care o să ajungem vreodată. Așa că atunci când auziți pe cineva că se ceartă de predestinare și liber arbitru, spuneți: nu încercați să-L aduceți pe Dumnezeu în lumea noastră. Luați invitația lui Dumnezeu către 200%, care este lumea Lui. Nu înțelegem, dar o trăim. Trebuie să ne rugăm pentru lucruri care le face Dumnezeu, parcă nu se descurcă fără noi. Și vom ajunge într-o bună zi acolo sus și vom avea un fel de ceremonie care este ceva foarte ciudat, în care nouă oamenilor, lui Pavel și lui ceilalți, ni se vor pune pe cap niște cununi. Și în Apocalipsa ne spune că cei 24 de bătrâni care au trecut prin festivitatea de premiere și toți au zis: wow, fii atent ce cunună mi-a dat mie, ce, ia să o văd pe a ta, frumoasă. Păi da, viața ta, sigur că da. Și tu, uite ce cunună frumoasă ai tu. Puuu, ce frumoasă ești, parcă e mai frumoasă ca a mea. Nu, e la fel de frumoasă, dar e altfel, vezi, la ta e altfel. Și pe urmă vine Dumnezeu și ce fac cei 24 de bătrâni? Dintr-o dată își dau seama și spun: nu nouă, Doamne, nu nouă, dă slavă, ci numele Tău. Și-L iau cununile și le aruncă înaintea lui Dumnezeu. Și atunci ce rost a mai avut festivitatea aia să le dea cununi pentru ca ei pe urmă să le dea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu va spune: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. 100% plus 100% este supranaturalul lumii lui Dumnezeu. Nu le înțelegem deocamdată, dar le vedem, ne bucurăm de ele și ne plecăm înaintea lor și spunem: cartea asta e supranaturală. Biblia asta este absolut din altă lume. Asta e una dintre dovezile mari. Mintea noastră, mintea mea nu o să poată niciodată să îmbrățișeze și să înconjoare adevărul Bibliei. Dar nici nu trebuie. Trebuie doar să mă trimeată în genunchi, în adorare și să spun: Doamne, mare și minunată este cartea aceasta, mare și minunată este înțelepciunea Ta, mare este harul să mă faci părtaș încă din viața aceasta la supranaturalul acestui 200%.
bine ai venit în viața mea și îți mulțumesc că am acces în lumea ta deja și fiind părtaș să umblu cu tine în lucrările tale. Aleluia! Aleluia numelui tău! Voi face toată viața, tot ce depinde de mine, ca Apostolul Pavel. Și apoi voi spune, nu eu, ci harul lui care lucrează în mine. Harul lui care lucrează în mine. Ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru aceste realități pe care nu trebuie să le înțelegem. Și acum a spus fratele Sima, nu trebuie să le transformăm în categorii numite pompos și sofisticat cu termeni teologici și pe urmă să ne luptăm cu ele. Trebuie doar să ne plecăm înaintea lor și să spunem lucruri mai presus de mintea noastră. Lucruri dumnezeiești, la care Dumnezeu însă ne-a făcut părtași încă de aici. Roagă-te ca acest 200% să se întâmple și în viața familiei tale. Roagă-te bazat pe textul care spune despre 200%. Dacă nu păzește Domnul, ce se întâmplă? 100% noi, 100% El. 100% El. Roagă-te pentru biserica în care ești. Roagă-te pentru familia ta. Roagă-te pentru soțul tău, pentru soția ta. Și roagă-te ca nevăzut, nerecunoscut, Dumnezeu să facă 100% voia Lui și să se împlinească planul Lui cu pământul acesta.